Anual, în ziua de 4 aprilie, Republica Moldova este consemnată sărbătoare profesională Ziua Contabilului. Cu acest prilej în numele Guvernului, permiteți-mi să exprim înalte considerațiuni pentru contribuția dumneavoastră la dezvoltarea economiei naționale și la dezvoltarea prosperității țării și să adresez sincere felicitări și urări de succes tuturor celor care practică această meserie. Astăzi, pentru a șasea oară, sărbătorim și consemnăm prestigioasă profesie de contabil, profesie care acoperă o sferă largă de activități în toate ramurile sectorului public al economiei naționale. Contabilul este o persoană care, prin devotament, responsabilitate și sârguință, asigură bunăstarea entității pe care o reprezintă, este acel om care asigură un nivel înalt de încredere și etică profesională față de angajați și față de bunurile materiale și financiare ale entității. În timp, este tot mai evidentă importanța rolului și responsabilitatea specialiștilor din domeniul contabilității. Începând cu anul curent, demarează procesul de elaborare a noilor legi ale contabilității și auditului, proces în care dorim să implicăm toate părțile interesate pentru ca noile prevederi legale să fie înțelese, acceptate și, desigur, susținute de voi, cei care reprezintă mediul profesional. Republica Moldova și-a asumat obligația de a finaliza transpunerea legislației europene în domeniul contabilității și auditului în termen de maxim 3 ani de la semnarea acordului de asociere. Apreciem înalt valoarea muncii dumneavoastră și suntem ferm convinși că și în viitor veți depune suficiente eforturi pentru dezvoltarea sectoarelor în care activați, contribuind la dezvoltarea întreprinderilor, instituțiilor și, nu în ultimul rând, la dezvoltarea economiei și prosperitatea țării noastre. În încheiere, țin să vă adresez încă o dată multe succese în realizarea activității profesionale, sănătate, prosperitate și bucurie în familie domniilor dumneavoastră.